incredibil ce a putut Simona Halep să declare după eliminarea de la Madrid. Ea a avut o înțelegere cu video. Carolina Pliskova a declarat, joi, ce nu credea ce o poate învinge pe Simona Halep, în sferturile de final la turneul de la Madrid. La rândul său, românca a spus, în glumă, ce Pliskova a avut o înțelegere cu liniile sublinierei fileul. Chiar nu credeam ce o pot învinge. Azi m-am simțit bine, chiar sublinierea la încălzire. Dar nu cred ce am schimbat prea multe în meci. Poate am servit un pic diferit, mai inteligent. Este greu să joci contra lui Halep, dar cred ce sublinierei îi place jocul eu. Îi place viteza. Este greu cu ea, mai ales fizic sublinierei, mai ales pe zgur. Îți trebuie multă energie ca să o învingi. Cu siguranță am făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale mele din acest an, sublinierei sigur unul dintre cele mai bune pe zgur din carier, a declarat Pliskova. Ea a avut o înțelegere cu liniile sublinierei fileul. Merit toate felicitările, Sami subliniere cat foarte bine, subliniere i-a servit foarte bine, a spus, la rândul său, Simona Halep, scrie news.ro. Simona Halep, locul 1 VTA, a fost învins, joi, cu scorul de 6-4, 6-3, de sportiva ceh Carolina Pliskova, locul 6 VTA. În sferturile de final ale turneului de categorie Premier Mandatory Madrid Open. Halep că subliniere tigase ultimele două edinții ale competiției organizate de Ion Biriac.